iubim, citești? Iubit, dar citeam puțin că, na... Iubim, știi că eu ți-am luat PlayStation, ți-am luat vodka, bere, ca să bei, să te faci țapă, nu știu ce faci. Citești cărți. Am iubit. Iubi, știi ce zi azi? E aniversarea noastră? Nu. Nu știu. Azi nu este absolut nimic și nu s-a întâmplat niciodată nimic. Și tocmai de asta ți-am luat un cadou. Fii atent. Wow! Super! Sper să-ți placă, adică nu știu. Da! Păi, e goală, nu e nimic aici. Exact! Astăzi am fost la mall și am găsit o grămadă de reduceri. Dar pentru că știu că cheltuim bani și știu că irosesc banii aiurea, nu am cumpărat nimic! Am mai vorbit cu prietenii tăi, Vaselic, Marcel Chioru, ăla Bețivanu, și i-am invitat azi să vină la tine și să vă uitați la meci și să râgâiți ca porci! Ai vorbit cu ei? Da, eu am vorbit personal. Da. Da, super, mulțumesc! Așa să-ți mai spun o veste bună. Băi, sunt atât de fericită, foarte fericită sunt pentru că... M-am măsurat în tare și am slăbit 18 centimetri. Iubita. 18 centimetri. Atâta nu e 18 centimetri. Tu cât ai acolo ai maxim 10. Iubito, știm amândoi că atâta este 18 centimetri. Și fii atent, acum urmează surpriza cea mai mare. Te ascult, hai. Știu că dintotdeauna ți-ai dorit să ai o curgă. Așa că eu ți-am adus-o. Mi-ai adus o curbă? Da. Ți-am adus-o și în dormitor. Hai, cum vrei să iei? Eu nu glumesc. Hai! Pe bune? Da, fii atent. Și acolo? Da. Închid ochii. Hai, zic eu când îți deschizi ochii, da? Ok. O să intri. Păi... unde-i curba? Eu sunt curba. Nu, iubita, tu nu ești curvă. Exact! Tocmai de aia, ca să pot să fiu curvă, m-am culcat cu cel mai bun prieten al tău. Surpriză! Da?